Salutare! Sunt Daniela și astăzi vom vorbi despre tendințele culorilor preferate de clienți. Pe piață sunt o mulțime de culori, agresie și faianței. Dar în alegerea ei trebuie să țineți cont de dimensiunile spațiului, luminozitate și funcționalitatea acestuia. În bucătărie se recomandă culorile cum ar fi albastru, un verde deschis sau chiar un galben, ceea ce stimulează gustul. În același timp, pentru bucătărie se recomandă și culorile mate, care sunt rezistente și ușor la întreținere, care se folosesc pentru pardosea și brâu. Pentru spațiile mici, cum ar fi băile, se recomandă 2-3 maxim culori, pentru a evita un efect vizual deranjant. Este bine să eviți să aduci într-un spațiu mic gresie și faianță închisă la culoare, deoarece aceasta vă da senzație de spațiu și mai mic. Pentru dormitoare sunt recomandate culorile deschise. Acestea sunt doar culori recomandate, dar preferințele clienților sunt prioritare. Cineva preferă un dormitor negru, cineva o bucătărie albă sau o baie complet din lemn. Dar în Paradis Showroom găsiți culorile și formele pe gustul fiecăruia. Sunt Daniela, pa, pa!